Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Privit legii, este 11. Că este primul număr natural mai mare decât... Bun. Nu. Au considerat primarul și prietenii. Pentru că, așa cum spuneam, după ce mai multe hotărâri au fost adoptate cu 9 sau 10 voturi și au fost contestate cu mult succes, susținătorii investiției imobiliere au hotărât să facă ceva cu modul de calcul al fracției de 2 treimi din 15, că nu e așa rezultatul... E încurcat. Da. Așa am... Aș vrea să mărturisesc în fața poporului și națiunii de ascultători că așa am făcut eu un proiect la școală la un moment dat, la facultate. Trebuia să proiectăm sistemul electronic de control al unui lift și avea 5 etape de proiectare și la fiecare etapă trebuia să-l verifici pe toate celelalte dinainte, adică trebuia să se verifice, înțelegi? Adică făceai prima etapă și rezultau niște valori, făceai a doua etapă și trebuiau să se verifice primele valori și valorile din etapa a doua. La etapa a treia, valorile din 1, 2 și a treia. Și de la etapa a treia încolo n-au mai ieșit. Așa că, exact ca în bancul mută-l pe academie, că nu știm să scriem Edgar Chine, așa... La fel să ieși ție. Da. Și mai bine că nu ți-a ieșit, că cine știe ce proiect ai. Asta este întrebarea mea, știi? Că am senzația că unele lifturi în care mai intru prin țara asta au sistemul electronic proiectat de mine. Și mi se face o frică în momentul în care apăs pe butoane și se aprind câte trei beculețe în altă parte, dar trebuie, zic, Doamne, eu l-am făcut pe ăsta. Cum fac să ies acum de aici? Deci așa, deci după ce primăria din Mogoșoaia, primarul din Mogoșoaia n-a obținut majoritatea calificantă necesară, a hotărât că e ceva greșit cu modul de calcul și le-a pus cu mâna, cum se spune. Pe 18 ianuarie, deci una peste alta a venit într-o ședință în fața consilierilor și i-a informat că 2 treimi din 15 nu mai fac 10. Și 9,99. Ce bun e! Deci majoritatea calificată poate fi primul număr natural mai mare decât 9,99, adică 10. Nu 11, cum se... Cum a făcut? Cum ziceam, pe 18 ianuarie 2022, el s-a prezentat în fața consilierilor și le-a ținut următorul discurs. Citez din buletin de București. Domnul primar Precup. Vorbim de o matematică în care trebuie să respectăm regulile matematice. Dacă ne amintim din matematică, 2 pe 3 ori 15. O luăm pe regula matematică, da? Cum se fac operațiile matematică? În ce ordine se fac? Așa scrie în lege. Se înmulțește fracția cu numărul de consiliere. Așa scrie în lege. Fracția este 2 pe 3. În matematică puteți căuta repede pe Google. În matematică ordinea operațiilor este de la stânga la dreapta. Prima operație care se face e 2 pe 3, adică 0,66. A doua operație este ori 15, care îți dă, ghici, 9,99 în lumea reală. Tare de tot, frate, am încheiat citatul. Bun, e foarte bun. Cu sigur, operațiunea corectă, dacă este gândește, este 2 ori 15 supra 3. Evident. Deci 30 pe 3, deci 10, doar că dacă ar fi zis așa, nu mai era la Republica Fantastică România. Da, na. Primarul a calculat altfel ca să iasă 9,99, majoritate calificată 10, iar lucrarea dânsului a provocat o mulțime de comentarii și ceva scandal, plus niște recorectări pe la diverse instituții unde edilul s-a adresat pentru lămurirea situațiunii și s-au adresat și contestatarii dânsului. Și culmea, el a obținut susținere din partea profesorului Tudor Prisecaru, președintele Senatului Universității Politehnice București, care a fost de acord cu calculul făcut de primar. Și eu aș vrea să cer acum recorectarea tuturor tezelor mele de la mate. Crezi că ai terminat care... mai mult? Da. Și cred că nu doar eu am proiectat liftul ăla la Politehnică, dacă domnul Prisecaru... Da, bun. Una peste alta și după numeroase procese, cazul a ajuns la Curtea Constituțională, care în marea sa înțelepciune a cumpărit cântărit judecat și comunicat că primarul Precup bate câmpii, că legea e clară și că modul de calcul a majorității calificate într-un organism public e definit simplu și ușor de înțeles, numai să vrei să înțelegi, nu să te faci că nu pricepi când îți convine să nu pricepi. Deci, planurile de reconfigurare teritorială acestei frumoase comune de lângă București, în fapt, un alt cartier al capitalei. Da. Să o spunem pe-a dreaptă. Cum sunt
practic toate comunele care sunt în momentul ăsta lipite de București, orașul a crescut, ele au devenit cartiere ale orașului și ar trebui reconfigurat și reorganizat administrativ întreg orașul, adică toată capitala. Ca să termin, avem în momentul ăsta un primar general, 6 primari de sectoare și încă vreo 10-15 primari de cartiere de jur împrejur și fiecare cu mafia lui. Hai să facem una singură decât să avem 25 de mafii. Da, măcar una putem să o controlăm mai corect. În fine. Deci, dar, deși am putea crede că s-a terminat, eu cred că povestea abia începe, deoarece în februarie anul acesta, Agenția Națională de Integritate l-a reclamat pe primarul Mogoșoai la parchetul de pe lângă Curtea Supremă, pentru că și-ar fi favorizat rudele în afacerea asta cu terenuri din comună, că doar domnul primar n-a siluit matematica doar așa, ca să fie dânsul publicat în Gazeta Matematică, mă gândesc, și am încălecat poșa și v-am spus povestea din Mogoșoa, ia! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.